Bine ați venit pe canalul meu. Cozanul Ilie, ăsta e numele și vă prezint o cușcă de cățel. Asta este cușca după multe zile, cred că vreo 2 săptămâni. Asta este cușca care am făcut-o de la A la Z. Sper să mă auziți cât mai bine. Aici e cățelul. Ce faci, cățeluș? Ce faci, cățeluș frumos? Cățelușel. O să facă și pui în curând, că e cățelușă. Deci așa arată cușca, frumos. Și o să vă spun ce aveți nevoie. Sau ce am folosit eu. Am folosit următoarele produse. Țiglă, 15 bucăți. Voi puteți să faceți ceva asemănător sau să vă ghidați cumva după ce vă spun eu aici sau după ce vă arăt. Hai să începem cu țigla. E un model frumos, foarte interesant. Ia uite-l și pe Turbo, pisicuța mea. Salut, ce faci, Turbo? Așa. Deci țigla asta este ceva extraordinar, îmi place foarte mult. Și de asta am ales-o. Se și potrivește cu culoarea cuștii. Deci am folosit 15 țigle. Am folosit 7 lețuri de astea, 7 lețuri de 5 pe 2 jumate grosimea, da? Lățimea de 5 și lungimea de 4 metri. Le-am tăiat eu după cum a fost aici în regulă și le-am aranjat. Holșuruburi de lemn. Uite aici, se poate vedea. Să aveți undeva la 150 de bucăți, că sigur o să vă trebuiască. Eu am folosit ca picioare, am folosit aceste bucăți de lemn, de fag. O să le dau cu ulei ars pentru a nu ajunge umezeala acolo. Și în față am pus la fel, e acolo, se poate observa. Și deci sunt 4, unul aici, unul mai încolo, aici în față și dincolo. 4 picioruși, am tăiat dintr-o buturugă de aia, cum e acolo pentru foc, sau hai aici. Așa, dintre astea am tăiat dintr-o buturugă de aia, am tăiat 4 felii și le-am pus pe poze piciorușe. În față am făcut așa din lețișor, un fel de suport ca să nu se lase terasa asta frumoasă de aici. Bun. Înăuntru așa arată. Haideți să vă arăt un pic cum arată. Aici am pus un covoraș. Cățelușa asta e cam dezordonată, îl cam strânge grămadă. Bun, deci, o placă de OSB. De 0,6, puteți să o luați și mai groasă cum vreți voi, asta e de 0,6. V-am spus, lețuri, am avut un placaj de ăsta pentru jos, că am vrut să pun tot așa OSB, dar era prea subțire. Și am și de la mai gros, numai că am găsit placajul ăsta și am zis, hai să-l lăsăm așa, ne nu tăiem din el ca să rămână și un pic de terasă sau cum s-o putea numi. Și e super frumos așa, îmi place. Bun. Deci o placă de aia, 15 țigle, 7 lețuri, 150 de holșuruburi, vreo câteva cuie de alea mai mari pentru la picioare, o buturugă de aia sau puteți să puneți tot din lețuri, le tăiați mai mici așa și puneți una peste alta, faceți voi cum credeți, puteți să lăsați și așa sau puteți pune cărămizi, nu știu, vă adaptați voi în funcție de cum credeți voi. Ok? Ce mai aveți nevoie? Am luat baiți, baiți cu culoare de cireș, cam așa se numește asta. Și l-am dat în două rânduri pe acolo, pe față, nu prea s-a prins. Poate o să mai dau un rând, nu știu sigur. Aici, unei placajul, nu prea s-a prins, dar îmi place așa un pic contrastul ăla. Și s-ar putea, nu știu sigur, nici asta, s-ar putea să mai dau cu un rând de lac pe deasupra, să fie un pic așa lucios. Nu știu asta, îmi place cum e efectul ăsta mat. Bun, eu în continuare o să vă arăt pașii, cum am început, cum am măsurat, cum am tăiat, cum am făcut la căbănuța asta. Și sper să vă ajute și dacă vă place, știți voi, un like, un subscribe, pentru că sunt la început și treburile nu merg chiar așa bine. M-ar ajuta foarte mult un suport din partea voastră și share, pentru a vedea și alții. Poate vrea să-și mai facă cineva. Eu, de exemplu, după ce am făcut cușca asta, am avut un feedback, cum îi zice, nu prea le-am eu nici cu engleza, dar nu știu cum se zice în română la chestia asta, din partea vecinilor, le-a plăcut foarte mult. Și se pare că și lui Turbo îi place, tot aici îl găsesc.
Și se pare că și la cățeluș îi place și puteți să observați. Imediat după ce a îngătat cușca, imediat cățelușa a intrat înăuntru, ceva extraordinar, chiar nu mă așteptam. Mă gândeam că o perioadă o să stea afară, mă gândeam că n-o să-i placă sau n-o să-i sură de ideea asta, sau nu știu cum să mă explic. No, Turbo a fost primul care a intrat în cușcă, o să vedeți în continuare, ia uite, imediat intră. Asta e a doua oară când îl văd în cușcă. Așa. Fraților, ce să vă spun? Urmăriți videoclipul, dacă vă place, v-am spus ce știți și voi de fapt ce e de făcut. Și vă doresc vizionare plăcută și o zi cât mai superbă. Cât mai superbă. Vă las așa să vedeți demersul. Vă spun că era iarnă și acum iarnă. Acum s-a topit zăpada, mai e zăpadă puțină pe dealul. Deci am lucrat în condiții destul de complicate și nu am putut filma exact fiecare etapă, însă am filmat cât mai mult. Mi se tot aburea camera și nu am avut un pic de complicații cu filmatul, dar am filmat cât mai mult și sper să vă ajute filmarea. Vizionare plăcută încă o dată. Aici
pe capăt. Și următoare de, în funcție de cum. Da. E bine. Așa. Dom. Ai grijă, critic. Mai dă-mi un cui. Să-ți mai duc.